Stella și astăzi vreau să vă arăt un aperitiv foarte gustos, tartine cu șprot și tartine cu mozzarella. Deci voi face două tipuri de tartine și am să vă arăt cum le pregătesc. Inițial avem nevoie de pâine. Eu am ales gata filiată. O filez ca să-i dau forma de triunghi. La pasul următor, aici avem 4 ouă, peste care adăugăm un pic de sare și 100 ml de lapte. Mixăm compoziția. Acum fiecare bucată de pâine o dăm prin această compoziție și o punem în tigaie și o prăjim. Pasul următor este să ne pregătim roșioarele și mozzarella. Șprotele deja le avem pregătite gata în conservă. Cașcavalul mai dăm pe răzătoare în caz că nu l-aveți gata cumpărat răzuit. Deci și acum pregătim mozzarella, avem mini mozzarella pe care la fel o filăm și mai mic față de cum este ea. Este foarte gustoasă, de asta și am ales să fac. Acum vom monta aceste tartine în felul următor. Deci punem șprotul, peste care cașcaval și mai punem și o roșioară. Le montăm și pastea cu mozzarella. Mulțumesc cu drag că ați fost alături de mine și de această dată și vă recomand să faceți acest aperitiv foarte gustos.